La știri, Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, acuzat de justiția statului New York că și-ar fi supraevaluat proprietățile cu miliarde de dolari între 2011 și 2021. Așa a reușit să obțină împrumuturi mai avantajoase de la bănci sau să-și reducă impozitele. Un judecător din statul american a decis că procesul civil pentru frauda lui Trump și al fiilor săi ar urma să dureze 3 luni. Acțiunea în justiție se va prelungi până pe 22 decembrie, cu puțin timp înaintea primelor alegeri primare ale Partidului Republican, care vor avea loc pe 15 ianuarie în Iowa, unde Donald Trump, care visează să revină la Casa Albă, este favorit. Procurorul general al statului New York, Letitia James, îl acuză pe Donald Trump și pe 2 dintre fiii săi, Donald Jr. și Eric, de fraudă fiscală și financiară. Magistratul urmează să ceară astfel în numele statului american daune în valoare de 250 de milioane de dolari de la membrii familiei Trump, precum și de la grupul lor familiar Trump Organization. Potrivit documentelor judiciare, Trump este suspectat că a umflat în mod fals valoarea activelor sale cu miliarde de dolari în fiecare an între 2011 și 2021, inclusiv în perioada președinției sale dintre 2017 și 2021. El și-ar fi supraevaluat proprietățile cu procente cuprinse între 17% și 39%, ceea ce înseamnă între 812 și 2,2 miliarde de dolari pe an. O altă estimare dezvăluită recent de biroul procurorului general arată însă că Trump ar fi umflat valoarea activelor cu sume cuprinse între 1,9 miliarde de dolari și 3,6 miliarde de dolari pe an.